Uniunea Sovietică. Eu am fost foarte surprins să citesc declarațiile unui fost șef de stat în Republica Moldova, care descria pe îndelete și în termeni superlativ virtuțile Uniunii Sovietice și binele pe care Uniunea Sovietică l-a făcut Republicii Moldova. Drumuri, instituții, o agricultură intensivă. Vedeți, este ca și cum aș lăuda regimul lui Hitler pentru kilometri de autostradă pe care i-a construit. Argumentele mi se par stupefiante. Stupefiante. Să poți îngropa sub kilometri de drumuri victimele deportărilor. Să poți îngropa sub tonele de îngrășăminte toxice care au stat la baza agriculturii intensive sovietice în Republica Moldova, jertfa basarabenilor care au murit pentru limba română, de pildă. Aceste argumente sunt indecente. Sunt rușinoase. Mai cu seamă când vin din partea unui fost șef de stat. Și nu mă feresc să spun asta și aș oferi acest contraexemplu. Este ca și cum un german ar lăuda creșterea economică din timpul nazismului și arhitectura splendidă pe care a dobândit-o Berlinul în timpul mandatului cancelarului